Hora satului sau hora țărănească a devenit deja tradiție în comuna Bărăști. Autoritățile locale organizează această petrecere în fiecare an, luni după Paște. Cu interpreți cunoscuți de muzică populară și ușoară, cu membrii ai ansamblului profesionist Doina Oltului și invitați speciali, localnicii din Bărăști petrec în centrul comunei de peste 20 de ani. Primarul Virgil Gealapu spune că vrea să ducă mai departe această tradiție începută chiar de localnici. Tradiția la Bărăști eu am readus-o acum 23 de ani, când am intrat primar. Asta e a 23-a ediție a Horei Satului sau Hora Țărănească, cum era înainte denumită. Înainte aveam în comună un viorist și soția era cu o cobză. Această familie distra Bărăștiu pe o sită de mălai, o sită de făină și 5-6 ouă. 3 zile după Paște era tradiția asta. Și noi am zis, măcar o zi să o avem. Și asta e tradiția pe care, cât o-i sta primar, o am. An de an, domnul primar îl organizează cu ocazia Sfintelor Paști. Eu zic că e o manifestare frumoasă, unde ne strânge pe toți fiii satului, în majoritate. Haide, haide, faceți lobby, cu mândruța vreau să joc. Că e jocul ușurele, ca la noi, ca la mușe. 11 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie au fost premiate și anul acesta de autoritățile locale. Au primit o diplomă și o sumă de bani, dar cel mai mult i-a bucurat gestul primarului. Avem vreo 11 cupluri de familii care în acest an au împlinit vârsta de 50 de ani de căsătorie împreună, soț, soție. Le oferim o sumă mică, modică 100 de lei și diploma de aur. 50 de ani cu bune și rele, cu bucurii și necazuri, așa au descris cei premiați căsnicia durabilă și au vorbit despre secretul care i-a ținut împreună. Secretul acestor ani de căsnicie e următorul. În primul rând, să ai credință în bunul Dumnezeu și în al doilea rând, să ai credința în tine că vei reuși la tot ce-ți dorești să realizezi în viață. Înțelege colaborarea și în special colaborarea. Înțelepciunea și înțelegerea și colaborarea și ce să vă mai vă spun? Iubirea contează extraordinar de mult. Edilul a vorbit și despre planurile sale pentru modernizarea comunei Bărăști. Anul acesta lucrează la 3 mari proiecte. Vrea să introducă rețea de gaze naturale și să asfalteze mai multe străzi din localitate.